Apropo, din punct de vedere economic, care sunt cele mai căutate, cele mai apreciate plante, la plante vă referiți? Da. Mai nu, să știți că poate pare ciudat, dar din ce în ce este majoritatea încearcă plantele noi pentru că văd problemele cu seceta. Dăm un exemplu, acel curmal chinezesc pe care domnul profesor îl promovează de foarte mulți ani și din câte știu există un proiect în, la Dăbuleni și s-a dovedit că are o rezistență foarte mare la secetă, că vorbim de sisteme de irigare, dar la un moment dat anul acesta a fost problemă, nu mai aveam cu ce să irigăm. Dacă n-ai un iaz, n-ai ceva, câteodată aștepți și te uiți în sus și lumea se mai adaptează. Și eu sunt adeptul soiurilor românești, dar câteodată trebuie să te mai gândești că poți, poate trebuie să vină o schimbare. Noi când am adus prima dată goji în România, toată lumea ne spunea, domne, goji merg în România. Păi stați puțin că roșiile nu sunt de la noi. Goji. Cartofii nu sunt de la noi. Da. Da? Deci nu. Noi vorbim de roșii românești, da? Noi nici fasolea, la fel, nu sunt. Deci noi nu vorbim de... Ne putem adapta din mers. Și atunci dacă pe nisipurile din Dăbuleni merg acești curmali chinezezi, vă dați seama cât de bine pot să meargă în zona noastră, în Muntenia. Eu am avut anul acesta o experiență care nu mi s-a întâmplat niciodată. Să întâlnesc tot timpul cultivatorii, zic, dom'le, dacă ar crește și plantele cum cresc buruienile. Buruiana crește și... Păi și la un moment dat merg și găsesc un ghiveci de curmal chinezesc în pepinieră. Noi vindem plante și la ghiveci. Pentru că copiii ce mănâncă și vara. Și atunci trebuie să avem plante și pe perioada de vară. Asta e un alt aspect. Lumea de-abia acum începe să înțeleagă că se poate planta și în perioada de vegetație, atâta timp cât plantele au fost crescute în ghivece, da? Gestionate bine, pentru că o firmă de peisagistică nu și închide porțile când vine căldura. Când e cald, un lucru care mi-a plăcut foarte mult în Italia și de acolo am învățat foarte multe, dom'le, omul când face o casă, nu și-a dacă și-a 2-3 pomi, nu și-a cum se plantează o plantație cu joarde. Și se duce și-a un pom mare cu fructe în el, ca să aibă fructe cât mai rapid. Da? Se bucure de el. Da, să se bucure, că dacă stăm să... Și revin la experiența mea, găsesc ghiveciul, vă dau cuvântul meu, era, chiar am filmat și l-am postat pentru că nu te crede nimeni, buruiana era leșinată, ce nu mi s-a întâmplat niciodată, și frunza de curmal chinezesc, un verde, la limita aceea când te duci în cultură și zici n-am dat cumva prea mult azot, că e prea verde, verdele ăla care se duce spre negru. Și atunci mi-am dat seama că pot exista variante la temperatură. Nu înseamnă că mărul nu e bun. E foarte bun și noi ne-am pus și măr și păr, dar putem să încercăm și... Pentru mine, care fac am o pepinieră mixtă, vă spun, cea mai mare cerere acum este pe plantele exotice, dar e mai mult, nu sunt de hobby. Ce au început să planteze pe suprafețe mai mari este acest curmal, datorită și domnului profesor, și o recunosc că beneficiez de studiile făcute pe la facultate, pentru că la facultatea de horticultură, dacă ne ducem, sunt zilele horticulturii, că poate nu în fiecare zi este un domn profesor liber să vină cu ei, dar oricum, dacă se nimerește ce acolo le arată, în spatele facultății de horticultură se pot vizita, sunt porțile deschise, dar tinerii trebuie să vină să se uite, pentru că acolo văd plante noi, soiuri noi și pot vedea ce ar putea să facă și ei. Noi întâlnim chestia asta, avem și noi doi copii și cred că cea mai grea meserie acum e de părinte. Ei vor, dacă se poate, să aibă de ieri ceva, da? Fără să mai fac. Totul se face, gândiți-vă că m-ați întrebat mai devreme dacă am luat fonduri. Am 12 ani de când fac pepinieră și n-am avut curaj, le-am dezvoltat singuri. Suntem la un nivel în care de-abia anul acesta suntem convinși că vom depune un dosar pentru finanțare, pentru că reinvestind nu poți. Deci cele mai căutate pentru noi sunt soiurile mai, plantele mai exotice, iar dacă vorbim de măr, că tot vorbea domnul de crani, vechiul bot de iepure, Starkinson, este din ce în ce mai căutat. Și acum nu vreau eu să-i fac reclamă, dar Gala, să știți că este unul dintre soiurile care se caută mai nou. Pe lângă Golden-ul, care Golden-ul e pe primul plan. Golden
Starkinsonul și după gala. Bun, 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Hibrizii de castraveți din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Am revenit, domnilor, nu mai avem foarte multe minute, aproximativ 10, dar cred că suficiente încât să facem așa o radiografie a ceea ce am apucat să discutăm în seara asta aici la Agro TV. Mă gândeam despre posibilitățile astea pe care le are România și din punctul ăsta de vedere. Din păcate, în magazine, ca și cumpărători, găsim foarte multe fructe, foarte multe legume venite din afara țării. E păcat să vezi mere sau alte fructe și legume pe care le putem cultiva aici, nu mă refer la banane sau citrice, nu suntem producători de așa ceva, dar cele cu tradiție. Cele cu tradiție sunt înlocuite de alte țări, poate care au știut foarte bine să acopere și latura asta economică. Totuși, cred că problema stă undeva în educație și asta vreau să vă spun. Am mers de foarte multe ori în Olanda și mergeam în vizite la fermieri care aveau depozite de morcov, de ceapă. Vă rog să mă credeți că, apropo de puștului de 4-5 ani, avea un costum din ăla, combinizon, cizme, și stătea acolo lângă taică-sul care spăla și sorta morcov. Ori chestiile astea la noi nu se întâmplă. Sau mergem la zile deschise la una dintre firmele mari și veneau în ultimele zile sute de copii să vadă câmpurile demonstrative pe care le făcea firma respectivă. Noi, din păcate, generația mea sau copiii noștri am orientat spre alte meserii și trebuie să recunoaște să nu se chine săracul cum m-am chinuit eu. Facem foarte multe greșeli oferindu-le totul sau oferindu-le cât mai mult pentru că ne-am fost cu lipsuri. Dar lipsurile au creat idealuri. Ai vrut ceva. Dacă l-ai avut foarte ușor, nu le-ai. Și atunci noi nu creăm o bază. Deci următoarea generație, nu știu ce, cum se întâmplă la facultate, dar chiar sunt curios. Bă, ai venit la horticultură. De ce ai venit? E prima întrebare pe care aș putea depusă. Bă, am venit de pasiune. Nu că am venit că să fac o facultate sau să am o diplomă. Că, din păcate, vreau să vă spun, am întâlnit oameni, zice, bă, zice, zic, ce face fata? Zice, a, face a doua facultate. Știi și tu, Adrian, zice, cum se face acum facultatea. Și vă spun, lucrează la un amic de-al nostru, care are o firmă mare. Și îl întreb, zic, e mai e la John la tine? Mai e la John? A, păi, cu două facultăți. A uitat ce mi-a spus înainte, cu de ușor să fac, cum să mai lucreze la John. Vă dau un exemplu. Deci, trebuie să creăm o educație pentru asta. O educație care înseamnă pasiune și care înseamnă interes. Deci, din păcate, la noi, și mai ales școala a scăzut foarte mult. Vorbeam de licee. Păi, liceul agricol de la Valea Călugăresc era o emblemă. Deci, se făcea... Deci, când mergeai la facultate, deja știai ABC-ul, doar tu completai, tu adăugai, se sedimenta. Păi nu o să uit niciodată când noi aveam cutiuța pe care o mâncăm cu chipsurile alea mici rotunde și... Doamna Ghina zicea, acum poți să știai, știu tu, dar de ce scoate cutia cu semințe? Fiecare specie, puneai morcov, puneai mărar, pune și scotea trei semințe. Dacă nu știai de ce să zice, de ce mai știu de 10 astăzi? Asta înseamnă exigență. Iar, din păcate, se întâmplă ceea ce nu trebuie la noi. Da, domnul Ion. Da, eu aș completa ce spune colegul. La Valea Călugărească, când făceam noi liceu, se punea foarte mult accent pe practică. Degeaba înveți teoretic dacă nu faci cu mâna ta ceva. Și pot să vă spun că eu am avut proiectul de diplomă în pomicultură. Mi-a plăcut mai mult pomicultura decât viticultura. Și eram 5 băieți care singuri am întreținut, am tăiat livada și am stropit, am făcut toate tratamentele fitosanitare, preparând soluție celebra zeamă bordeleză și zeamă sulfocalcică, care astăzi au început cumva să-și facă locul. Era foarte multă exigență și cred că e momentul și în licee, nu numai, sau vorbim de profilele astea, să fie mai multă exigență. Să se vină în practică la institut sau la... Da, apare constrângere după aceea și nu poți să faci nici ce. Da, se motivează că, domne, părinții nu mai sunt de acord și e o mare prostie. Dar eu cred că totuși lucrurile merg cumva spre...
spre bine. În final, ce-i pasionat, tot facem. Ce-i pasionat, și acum vreau să-l lau și eu pe domnul profesor, am doi absolvenți care au terminat acum câțiva ani la horticultură, care sunt foarte, foarte bine pregătiți. Și mă bucură lucrul ăsta și sunt și pasionați. Acum sper să găsim noi soluții să-i ținem cumva. Da. Și fac niște lucruri deosebite. Chiar colega Irina se ocupă de crearea de soiuri noi, acțiune care Institutul abandonase de multă vreme. Și un coleg care e pe vinificație, acum se odihnește cumva, este în îngrijire copil. Dar sperăm să mai vină și alții tinerei de la USAMV București, de la Facultatea de Horticultură. Și aș mai completa că nu-i timpul trecut. Observ în ultima vreme și cunoscuți și mai puțin cunoscuți prin marketuri sau în piață care caută produs românesc. Deci doar dacă e românesc, cumpără. Spre exemplu, eu roșiile toată vara aleg doar în piață cele românești. Am început să cunosc foarte bine și zona asta. La fructe nu mai spun. Cunosc soiurile și nu mă poate păcăli cel din piață, îmi spune că e Ionatan și zic că... scuză-mă. Bun. Că... Domnul Constantin? Eu să știți că aplic ce spunea colegul de platou și domnul profesor poate să confirme, inclusiv la târgurile de profil îmi iau copiii cu mine. Am momente când îmi spun că da, colegul are, eu vă recunosc că nu le dau nimic gratis, deci nu exagerez cu nimic. Am doar datoria să le dau haine de școală, îi duc la școală, sunt șoferul lor, dar restul, dacă vor să-și cumpere ceva, vă spun că și îi câștigă singuri, în afară de faptul că fac treabă în solar o oră, cel care este clasa 5 acum, de-abia îl prind în weekend, dar ne ajută, o să râdă de, și cei care mă văd știu, pentru că se mai ajunge câte un colet cu un ramburs greșit. Vă spun, poate sunt firme care angajează oameni să facă AVV-uri, mie copiii îmi fac copil de 7 ani și copil de 9 ani, de 2 ani în urmă, AVB-urile au trecut în sarcina lor, este 3 lei un AVB. Vă spun, poate pare ceva ciudat anul acesta pentru că am avut foarte multe chestii de făcut și la un moment dat nu am mai avut. Bun. Și cel mic am luat de la el o sumă de bani împrumut. Da? Deci, vă spun, nu exact. Și merg, își fac treaba și știu să-și ceară și drepturile, pentru că la un moment dat au văzut cum se face, eram la târg, chiar la târg, și una dintre doamnele profesoare le-a dat un ciubuc și le-a spus, măi, dar nu e bine să iei, că e simplu fapt că s-a oprit la un producător, un om, este un câștig. Pentru mine, eu am o regulă, nu iau niciun leu în plus. Nu vreau. Ei a zis, nu, că sunt bănuții noștri și vezi să nu uiți că trebuie să ne plătești atât. Bine. În pandemie am început să lucrăm mai mult. În loc de o oră, lucram două. Una pentru casă și una pentru ei. Și vă spun că aveau, chiar era 7 ani și cu 9 ani și văd că șoșotesc. Și vine cel mic la mine și îmi zice, tati, vezi că trebuie să vorbim ceva. Aș vrea, le dădem 10 lei pe oră, da. Zice, știi, munca asta e puțin mai grea, e cald, ar trebui să ne dai mai mult. Deci mi s-a ridicat, adică atât de mult m-am bucurat, pentru că au înțeles că pot să și câștige, și au impus punctul 12 lei, mă rog. Dar ei știu, acum au învățat că dacă am luat 10 lei de la un client, dacă în primii ani nu știau, nu sunt doar ai noștri, trebuie să plătim ghivece, inputuri și toate. Și vreau să vă spun că întâlnesc clienți care îmi spun, domne, dar acasă nu pot. Ba, se poate și acasă, că nu trebuie să ai o pepinieră să pui un copilul la treabă. Îl pui la altceva, să facă orice altceva, să-și facă curat, să după masă face el curat. Nimic gratis. Pare ciudat ce vă spun, dar vă spun că la un moment dat i-a dat un prieten de la noi, le-a făcut un cadou. Și ei, pentru că știu de câte ori își mai ia pe câte un joc ceva, eu le cumpăr cu cardul meu, dar vin și îmi dau bănuții, din instinct s-au dus cu bani la el. Și l-a întrebat, dar de ce? Păi da, ai plătit, dar trebuie să... Păi nu că a fost un cadou. Păi nu că noi... Deci trebuie să se obișnuiască, banul se câștigă și știu cum crește o plantă, trebuie să înțeleagă. Eu aș aplica o chestie, nu știu dacă la un moment dat era în discuție, măcar o oră pe săptămână, de la clasa 1 până la clasa 12-a de agricultură, nu știu, să învețe omul cum crește o plantă, că noi ne-am trezit și ne ducem și culegem roșii. Bun, am ajuns la final. Domnilor, mulțumesc mult de tot pentru participare, pentru prezență. Până data viitoare, sănătate multă, să auzim de bine.